Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până astăzi, 10 noiembrie 2020, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 13.364 de cazuri cu persoane infectate cu COVID-19, cu 332 de cazuri în plus față de ziua precedentă. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.605 au fost externate, cu 88 mai multe comparativ cu ziua de ieri. În județul Iași, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 3 decese în rândul persoanelor confirmate pozitiv. Numărul total de decese fiind de 267. Referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATI din spitalele suport COVID-19, conform raportărilor astăzi, 10 noiembrie, sunt ocupate 506 paturi, din care 51 sunt paturi ATI. În ceea ce privește gradul de ocupare pentru paturi ATI, din cele 51, 9 sunt ocupate la Spitalul de Boli Infecțioase, 6 la Spitalul Mobil Lețcani, 6 la Spitalul de Pneumologie, 6 la Spitalul Municipal Pașcani, 5 la Spitalul de Recuperare, 6 la Spitalul CF Iași și 13 la Spitalul de Neurochirurgie. În momentul de față mai sunt libere 3 paturi ATI la Spitalul de Neurochirurgie Iași. În spitalele suport COVID-19 mai sunt libere 170 de paturi, 16 paturi la Spitalul Mobil Lețcani, 5 paturi la Spitalul de Pneumologie, 33 de paturi la Spitalul Hârlău, 9 paturi la Spitalul de Recuperare, 25 de paturi la Spitalul CF Iași, 5 paturi la Spitalul Sfântul Spiridon, 22 de paturi la spitalul militar și 55 de paturi la Spitalul CF Pașcani. În ceea ce privește Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavi care au nevoie de asistență medicală de specialitate, sunt ocupate 3 paturi ATI. Menționăm că în momentul de față sunt 9 bolnavi confirmați pozitiv cu noul coronavirus care fac dializă la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon din Iași. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi 10 noiembrie 2020, un număr de 4500 75 de persoane se află în izolare, iar 4290 de persoane sunt carantinate la domiciliu. De asemenea, pentru încă 2155 de persoane, măsura carantinării a fost instituită de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, menționând că, potrivit legislației în vigoare, carantina se impune pentru contactii direcți cu persoane confirmate, dar și pentru persoanele care sosesc din țări și sau zone cu risc epidemiologic ridicat, conform INSP. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 9970 de decizii pentru persoanele aflate în izolare și 13435 de decizii pentru persoanele aflate în carantină.